Într-un meci contând pentru etapa 19 din Liga Florilor, CSMD a fost învinsă în deplasare cu scorul de 34-22 de Măgurași Snădie. După această înfrângere, Devencele continuă să rămână pe ultimul loc în primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, fiind totodată și singura echipă fără puncte acumulate în actuala ediție de campionat. Șansele celor de la CSMD de a ajunge în barajul de evitare a retrogradării sunt strict matematice, dar conducerea echipei speră să se ajungă la acest lucru printr-o măsură administrativă. Mai exact, s-a reiterat ideea de creștere a numărului de competitoare de la 14 la 16, lucru pe care cei de la Deva îl vor cere noi conducerea federației, care va fi aleasă luna viitoare. Fiind de nou promovată și noi și Știința București, nu avem culoarele favorabile ca și la atletism. Adică suntem acolo sus pe turnantă. Dacă iasă, iasă, dacă nu iasă, ai venit din Liga 2, du-te înapoi. Eu totuși sper. Vor fi alegeri în 28 luna viitoare. Eu sper ca să putem, să zic așa, negocia un număr mai mare de echipe. Nu se știe, ne vom bate până la capăt. Ce îmi doresc, ca de la meci la meci să creștem și să vedem cum putem forma o echipă pentru sezonul viitor. Că în Liga Națională foarte bine, că în Liga 2, asta este soarta și destinul echipelor mici care vin în contact cu cluburi care au finanțare foarte mare pentru România. Etapa viitoare CSMD va juca pe teren propriu cu Dunărea Brăila, echipa de la poalele cetății, mai având și un meci restant din runda a 15-a tot acasă cu SCM Râmnicu-Vâlcea. Datele de desfășurare a acestor jocuri încă nu au fost stabilite, știindu-se doar că meciul cu Brăila se va disputa în primul weekend din aprilie.